stai un pic. La un moment dat, orga îți arată fel și fel de variațiuni, de fel și fel de, de voci, de instrumente. Aici trei moduri, vezi? L-avem pe ăsta de la style, îl apăsăm, uite, style, da? Avem jazz-ul aici la 047-le, da? 047, da? Îți dă o voce pe mână, da? Sunt niște strings-uri din alea, să nu știu ce sunt. Și când i-ai dat drumul la treabă, ia uzi. Și de aici tu improvizezi. Aram tap tap, tap da bau. Para bu dip 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 te de de da ta ra ra ta ta da ta ba da bu du bu du bau. Nu prea merge mie mâna, dar că trebuie să studiezi și așa ceva. Taram tap tap. Da, e greu, că n-am studiat deloc. Deloc, deloc. Ai înțeles? Îl oprești, dacă vrei te duci pe voice, vrei să bagi un clarinet. Ia să vedem unde e clarinetul, saxofonul, de la 0,61 în sus. 0,61. Ăsta e saxofon. Să vedem altosax, sopran, bariton, oboi, clarinet. Coniac nu-ți merge mâna cum trebuie. Sunt multe, Donat. Poți să te joci ce vrei tu, dar trebuie să înveți multe. La song, îi dăm drumul la asta. Îmi place asta. Mamă, ce prost sună. Te învață și portabil piano. Vezi? I-am dat drumul la... te învață pozițiile la degete și uite, să înroșesc toate clapele care trebuie să le apeși și să cânți melodia asta, vezi? E greu, dar să învață când ajungi să cânți bine, le înveți, le distrugi pe astea. La do major a fost melodia. Așa. Oprim. Ducem înapoi. Îi dăm una mai sus. Ia să vedem ce zice aici. Stai dale de Robin Hood. Au, ce frumos sună asta. Mai încet, că ne bubuie urechile. Ia uite ce frumos începe asta. La la la. O să cânti cu vocea după. O da ta ta ta. Ia uite cum ți arată. Ce? What is this? Da? Deci cam asta e. Ne întoarcem înapoi la ale noastre, la voice. Ți-am lăsat pianul, Davide, hai.
Ți-am dat un pic mai tare, vezi ce-i faci. Dă-i drumul la gama, hai să vedem gama aia, fă-o de câteva ori. Care gama? Do majorul. Okay. Aici. Ți-am arătat de unde pleacă două. Bă, o să mor în da. Da. Nu, ăla e acord. Dacă ți-am spus gama, faci gama cu trecerea pe dedesubt degetul 1. Păi, ce-ai făcut? Ce-ai încurcat acolo? Că n-ai ajuns până la 2. Ai uitat? Așa? Așa și înapoi? Vezi, am lăsat aprins claviatura ca să vezi exact ce cânti, ce apeși, ce execuți, da? Creierașul tău transmite la mâini, mâinile fac ce spune creierașul. Dacă creierașul transmite greșit, o să cânti așa. Da? Poziția mâinii nu o să fie bună, degetele trebuie să stea arcuit, da? Tot timpul arcuite, ele trebuie să vină ca un ca la țambale. Văzi când lovește la țambalul? Pam, 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 pam. Arcuite, iau-te. Ha. Ia, stai puțin. Do majorul de 478.000 de ori e ca și cum ai dat la poartă cu mingea, de 550.000 de ori, și când ești obosit trebuie să continui să lupți ca să ajungi să fii cel mai bun din lume. Ce-ai pus din alea de... de orgă din aia, de biserică ai pus. Bun, zi. Bun, hai. Do major. Ia-l în primire. Vezi de unde începi. De acolo. De acolo. Tot ala. Bravo. Continuă, nu te uita la mine. Eu fac asta ca să vezi peste 10 ani când... Dacă o să-ți ajute Dumnezeu să cânți bine la pian, o să fii bun. Pianul se începe din clasa 1. Noi suntem clasa 4 acum. Trecem la 5. Continuă, continuă până la capăt cu toate 5 degete. Da, dar vreau să fac asta. Trebuie să cânți foarte mult, să cânți, să exersezi, că deocamdată nu cânți. Să exersezi ca să înțelegi ce faci acolo și trebuie să stai foarte mult pe orgă, dacă... îți place. La un moment dat și intrăm după aia în metode de studiu pentru începători. Intrăm sănătate. Bă, ce faci, mă, Darine? Am avut... Există șervețele, să știi. Ăsta e cel mai tare care mi-a plăcut. Acordul? Păi din acorduri pleacă toate melodiile. Fără acordurile astea, și sunt acorduri majore, sunt acorduri minore, sunt acorduri micșorate și acorduri mărite. Sunt patru feluri de acorduri și au niște răsturnări acordurile astea. Înțelegi? Dar încă nu intrăm în teoria muzicii, că deja noi ia corpul razna cu atâta informație.